Salutare și bine v-am găsit! Vom rezolva o variantă propusă pentru profilul tehnologic în vederea pregătirii examenului de BAC. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Haideți să vedem ce subiecte avem la subiectul 1 roman. La primul punct va trebui să facem un calcul, la punctul 2 avem o problemă cu funcții, problema 3 este un logaritm, problema 4 o problemă cu procente, la punctul 5 va trebui să determinăm lungimea unei mediane, iar la punctul 6 o problemă de trigonometrie. Haideți să vedem primul punct, cum îl rezolvăm. Va trebui să arătăm că 1 minus 1 pe 2, totul înmulțit cu 1 plus 0,5 ne va da 3 pe 4. Haideți să vedem cum facem acest calcul. Sunt două metode. Care metodă vă vine mai repede în minte? Haideți să facem o primă metodă, 1 minus 1 pe 2, ori, iar în a doua paranteză avem 1 plus 0,5. Îl putem scrie ca 5 pe 10 și noi observăm că dacă simplificăm 5 pe 10 prin 5, va rămâne 1 pe 2. Și atunci vom avea 1 minus 1 pe 2 pe lângă 1 plus 1 pe 2. Și aici vom putea aplica, avem o formulă, a minus b pe lângă a plus b este egal cu a la a doua minus b la a doua. Și atunci noi vom avea 1 la a doua minus 1 supra 2 totul la a doua, care va fi egal cu 1 minus 1 pe 4. Aducem la același numitor cu 4 și vom avea 4 minus 1, adică 3 supra 4. Rezultatul care trebuia obținut. Aceasta a fost prima metodă, iar a doua metodă puteam să facem direct calculele, 1 plus 0,5. În prima paranteză aduceam la același numitor, 2 minus 1 ne-ar fi dat 1 pe 2, ori 1 plus 0,5 ne dă 1,5 și am fi obținut 1 pe 2 ori 1,5 în fracție 15 supra 10. Observăm că putem simplifica 15 cu 10 prin 5, sus rămâne 3, iar jos 10 împărțit la 5 rămâne 2. Și am fi obținut tot 3 supra 4. Haideți să vedem problema 2. Determinați abscisa punctului de intersecție a graficelor funcțiilor. Avem două funcții, f de x egal cu 3x minus 5 și g de x egal cu 1 minus 3x. Abscisa punctului de intersecție înseamnă că noi trebuie să aflăm x-ul. Și atunci vom egala cele două grafice, adică f de x egal cu g de x și vom avea 3x minus 5 egal cu 1 minus 3x. Necunoscutele în partea stângă, 3x îl trecem și pe minus 3x cu semn schimbat, adică plus 3x, egal cu 1 și pe 5 în partea dreaptă cu semn schimbat, 1 plus 5. Obținem 6x egal cu 6 și obținem că x este 1. Deci am aflat abscisa punctului de intersecție a graficelor celor două funcții f și g. Mergem la subiectul 3. Rezolvați mulțimea numerelor reale ecuația. Avem o ecuație cu logaritm în baza 3 din x plus 5 egal cu logaritm în baza 3 din 9. În primul rând, trebuie să punem condiția de existență, adică ce avem în fața logaritmului necunoscut a x plus 5, să fie mai mare decât 0. Asta înseamnă x mai mare decât minus 5. De soluția noastră trebuie să se încadreze în intervalul deschis minus 5 plus infinit. Și acum, observăm că avem logaritmul în baza 3 în partea stângă și logaritmul în baza 3 în partea dreaptă și atunci nu ne rămâne decât să egalăm ce avem în fața logaritmilor. Și avem x plus 5 egal cu 9, deci rezultă că x va fi 9 minus 5, adică 4. Și dacă vom face verificarea, deci în primul rând, x egal cu 4 aparține intervalului minus 5 plus infinit și dacă vom face verificarea, vom avea logaritmul în baza 3 din, înlocuim pe x cu 4,
4 plus 5, adică logaritmul în baza 3 din 9. Deci soluția noastră verifică este o soluție care ne convine și putem scrie ca soluție finală S egal cu 4. Problema 4. După o ieftinire cu 30%, prețul unui obiect este de 700 de lei. Determinați prețul obiectului înainte de ieftinire. Păi vom nota cu X prețul inițial. Deci necunoscuta noastră. Și noi știm că se ieftinește cu 30%. Și vom scrie X minus, deci prețul inițial, minus 30% din X. Asta înseamnă că un produs se ieftinește cu 30% și apoi va costa 700 de lei. Deci aceasta este ecuația pe care am format-o. Și vom avea X minus 30 supra 100, vom scrie 30 pe 100, ori X egal cu 700. Haideți să, să împărțim prin 10 și vom avea X minus 3 pe 10, ori X egal cu 700. Vom înmulți întreaga ecuație cu 10 pentru a scăpa de acest numitor. Și atenție, fiecare termen îl înmulțim cu 10 și vom avea 10x minus, aici rămâne doar 3x pentru că se simplifică, egal cu 700 ori 10, adică 7000. 10x minus 3x ne dă 7x egal cu 7000. De aici rezultă x va fi 7000. Supra 7, deci rezultă că X ne-a dat 1000 de lei. Deci asta înseamnă că produsul a costat 1000 de lei, s-a ieftinit cu 30% și ne-a rezultat prețul obiectului de 700 de lei. Mergem la problema 5. Avem un reper cartezian XOY, cum îl vedeți în figura alăturată, și avem punctele A de coordonate 0 și 6. 0 se află pe axa OX, este X-ul lui A, și 6 este Y-ul lui A. Adică l-am reprezentat pe axa OY, pe 6. Și atunci aici avem punctul A. Și B-ul, avem X-ul lui B, observăm că 8 este primul, deci îl vom nota pe axa OX. Și avem 8 unități. Și așa l-am reprezentat și pe B. Și va trebui să determinăm lungimea medianei din vârful O a triunghiului AOB. Noi observăm că s-a format un triunghi dreptunghic AOB. Iar mediana este latura dusă din vârful O pe mijlocul laturii AB. Deci asta înseamnă că vom duce... Aproximativ aici este mijlocul laturii, deci vom duce din O mediana și o vom nota cu M. Și haideți să scriem. Deci noi avem triunghiul AOB dreptunghic în O. Și OM este mediană în triunghiul AOB. Și dacă OM este mediană, înseamnă că M este mijlocul ipotenuzei AB. Noi acum, noi ce știm? Îl știm pe AO ca fiind 6 și îl știm pe OB este 8. Fie rezolvăm prin teorema lui Pitagora, deci atenție, sunt două variante, fie aflăm direct lungimea laturii AB, iar M este jumătate din AB. Deci M este mijlocul lui AB și atunci putem scrie că OM este AB supra 2. Haideți să aflăm lungimea lui AB, pentru că noi avem A de coordonate 0 și 6 și B de coordonate 8 și 0. Deci fie aflăm prin teorema lui Pitagora, fie cu lungimea segmentului AB, care are o formulă. XB minus XA, totul la puterea a doua, plus YB minus YA, totul la puterea a doua. Și vom avea X-ul lui B este 8 minus 0, X-ul lui A, totul la puterea a doua, plus Y-ul lui B este 0 minus Y-ul lui A, adică 6 la puterea a doua.
și va rezulta 8 la puterea a doua, care ne dă 64, plus minus 6 la puterea a doua, care este 36. Deci rezultă radical din 100 și ne va da 10. Deci am aflat că lungimea lui AB este 10. Și atunci OM, am zis că este AB supra 2, adică 10 supra 2, ne-a dat 5. Problema 6. Va trebui să arătăm că radical din 2 ori sinus de 45 de grade minus sinus de 30 de grade plus cosinus de 60 de grade ne dă 0. Haideți să înlocuim valorile. Vom avea radical din 2 ori sinus de 45 ne dă radical din 2 pe 2 minus sinus de 30 este 1 pe 2 și plus cosinus de 60 de grade este tot 1 supra 2. Și aici observăm că avem radical din 2 ori radical din 2 ne dă radical din 4 supra 2 minus 1 pe 2 plus 1 pe 2 ne va da 2 supra 2. Radical din 4 ne dă 2 pe 2 minus 2 pe 2, 1 minus 1, adică 0, ceea ce trebuia să demonstrăm. Haideți să trecem la subiectul 2 roman. Avem două matrici A și BX, matrice de 2 pe 2 și ne mai este definită I2, matrice unitate. Iar la punctul A trebuie să demonstrăm că determinant de A este 5. Haideți să facem determinantul matricei A, care este o matrice de 2 pe 2 compusă din 1, 3, minus 1, 2. La matricea de 2 pe 2 înmulțim elementele de pe diagonala principală, adică 1 ori 2, și minus elementele de pe diagonala secundară înmulțite, adică 3 ori minus 1. Și vom avea 2 plus 3, adică 5. Deci am aflat că determinant de A este 5. La punctul B, va trebui să arătăm că dacă A plus B de X, matricea B de X este egal cu 3I2, atunci A ori B de X este egal cu 5I2. Haideți să facem A plus B de X prima relație să vedem ce ne rezultă. Și atunci avem matricea 1, 3, minus 1, 2, plus matricea B de X, 2, X, 1 și 1. Egal cu 3 ori I2, 3 ori 1, 0, 0, 1. Nu ne rămâne de făcut decât calculele și vom avea 1 plus 2, element cu element se adună. De pe aceeași poziție 3, apoi urmează 3 plus X, minus 1 plus 1 ne dă 0 și 2 plus 1 ne-a dat 3. Și va trebui să fie egală cu matricea 3 ori I2, adică 3, 0, 0, 3. Înmulțim fiecare element cu 3. Și ca cele două matrici să fie egale, haideți să le aflăm pe X și atunci vom egala 3 plus X egal cu 0. 3 plus X egal cu 0, X egal cu minus 3. Deci pentru X egal cu minus 3, atunci putem demonstra că A ori B de 3 egal cu 5I2. Pentru că noi avem relația A ori B de X egal cu 5I2. Și X-ul l-am aflat că este minus 3, deci l-am aflat din prima egalitate care ne-o dădea problema. Și atunci vom face matricea A ori matricea B de minus 3 egal cu 5I2. Haideți să vedem dacă este adevărat. Deci noi îl avem pe B de X, haideți să vedem cine este B de minus 3. Înseamnă că îl înlocuim pe X cu minus 3. 2, minus 3, 1 și 1. Și haideți să facem înmulțirea, adică matricea A, 1, 3, minus 1, 2, înmulțită cu matricea 2, minus 3, 1, 1, să fie egal cu 5 ori I2, matricea unitate. Și haideți să facem calculele. Deci, prima linie, prima coloană, element cu element. Și vom avea 1 ori 2 plus 3 ori 1. Acum, pentru următorul element, prima linie, a doua coloană. 1 ori minus 3 plus 3 ori 1. Și acum trecem la a doua linie, prima coloană. Minus 1 ori 2 plus 2 ori 1. A doua linie, a doua coloană. Minus 1 ori minus 3
plus 2 ori 1. Și va trebui să fie egal cu matricea 5 ori I2, care este 5, 0, 0, 5. Și vom avea 2 plus 3, 5, minus 3 plus 3, 0, minus 2 plus 2, 0 și 3 plus 2, 5. Și am demonstrat egalitate. Haideți să trecem la punctul C. Determinați numerele reale X pentru care determinant de B de X ori B de X minus I2 egal cu 0. Deci prima dată va trebui să facem B de X ori B de X. Matricea P de X este 2X, 1, 1 ori matricea 2X, 1, 1. Din nou, linie cu coloană. Și ne va da, deci prima linie, prima coloană. 2 ori 2 plus X ori 1, al doilea element. 2 ori X plus X ori 1. Acum vom trece la a doua linie, prima coloană. 1 ori 2 plus 1 ori 1 și vom mai avea 1 ori X plus 1 ori 1. Deci P de X ori B de X ne va da 4 plus X, 2X plus X, 3X, 2 plus 1, 3 și X plus 1. Și acum, deci după ce am făcut B de X ori B de X, va trebui să facem toată această paranteză. B de X ori B de X minus I2. Și vom avea B de X ori B de X minus I2. B de X ori B de X este 4 plus X, 3X, 3, X plus 1 și minus I2, adică 1, 0, 0, 1. Și vom avea 4 plus X minus 1, aici vine 3X minus 0, 3 minus 0 și X plus 1 minus 1. Și ne va da 4 minus 1 va fi 3 minus X, 3 plus X, 3X, 3 și minus 1 cu 1 se reduce și X. Și acum va trebui să facem determinant din matricea aceasta și să le egalăm cu 0. Adică determinant din B de X ori B de X minus I2 ne va da, îl punem întrebare, 3 plus X, 3X, 3 și X. Vedem că ne dă determinantul și le egalăm cu 0. Deci înmulțim pe diagonala principală, prima dată 3X ori X și minus 3X ori 3, diagonala secundară. Și vom avea 3x plus x la a doua minus 9x. Adică x la a doua și vom avea 3x minus 9x, adică minus 6x. Și acest rezultat al determinantului îl vom egala cu 0. X la a doua minus 6x egal cu 0. Dăm un x factor comun și vom avea x minus 6 egal cu 0. Fiecare termen îl egalăm cu 0 și obținem odată x egal cu 6. Și x minus 6 egal cu 0, deci rezultă că x va fi 6. Deci noi am obținut două soluții, 0 și 6. Trecem la punctul 2, unde avem o lege de compoziție. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție. X cerculeț y este xy minus 9 pe lângă x plus y plus 90. La primul punct trebuie să arătăm că 10 compus cu 8 egal cu 8. Tot timpul ne uităm la legea dată inițial x, cerculeț y, care este xy minus 9, pe lângă x plus y plus 90. Asta înseamnă că în 10 compus cu 8 înseamnă că în loc de x vom pune 10 și în loc de y, în legea noastră, vom pune 8. Și haideți să înlocuim și vom avea x ori y, 10 ori 8 minus 9 pe lângă x plus y, adică pe lângă 10 plus 8 plus 90, să ne dea 8.
Și vom avea 80 minus 9 ori 18 plus 90. Vom avea 80. Haideți să facem 80 plus 90. Ne dă 170. Minus 9 ori 18 ne dă 162. Și am obținut 8. La punctul B, va trebui să demonstrăm că x cerculeț y îl vom putea scrie ca x minus 9 pe lângă y minus 9 plus 9. Când avem exerciții de genul, ne vom uita, deci aceasta este relația inițială. Și noi trebuie să ajungem aici, la x minus 9 pe lângă y minus 9 plus 9. Și vom porni tot timpul de la relația inițială. Și ne uităm, haideți să o notăm, x cerculeț y egal cu xy minus. Aici voi desface paranteza și voi scrie minus 9x minus 9y și plus 90. Și acum, ce trebuie să facem este să ne uităm la ultimul termen de aici și la ultimul termen de aici. Și noi va trebui să ajungem la acest plus 9. Și atunci pe 90 îl vom descompune în plus 81 și plus 9. Pentru că acest plus 9 este acest 9 de aici care trebuie să rămână. Și atenție, vom face xy minus 9x minus 9y, deci în loc de 90 vom pune plus 81 și plus 9. Grupăm primii doi termeni și următorii doi termeni. Acest plus 9 rămâne. Și vom avea x pe lângă y minus 9 minus 9 pe lângă y minus 9. Atenție, am dat minus factor comun. Și plus acest 9. Și acum observăm că avem y minus 9, y minus 9, paranteză comună pe care o dăm factor comun și ne mai rămâne un x minus 9. Și vom putea scrie x minus 9 pe lângă y minus 9 și plus 9. Și am ajuns la relația pe care trebuia să o demonstrăm inițial. Și la punctul C va trebui să determinăm numerele naturale n pentru care n compus cu n mai mic sau egal decât 10. Și aici ne folosim de la relația obținută la punctul B pentru că este mai ușor. Și anume, legea, aceeași lege, e scrisă sub forma aceasta. Adică x minus 9 pe lângă y minus 9 plus 9. Și atunci noi va trebui să-l înlocuim pe x cu n, pe x și pe y cu n. Și vom avea n minus 9 pe lângă n minus 9 plus 9 mai mic sau egal decât 10. Deci noi va trebui să rezolvăm această relație și să aflăm numerele naturale n. Și atunci vom putea scrie n minus 9 la puterea a doua. Haideți să-l trecem și pe 10 în partea stângă. Și vom avea, din nou, sunt două modalități de a rezolva chiar 3. Și o voi face în felul următor. 9 minus 10 și ne va da minus 1 mai mic sau egal decât 0. Și aici aplicăm aceeași formulă care am aplicat-o și la primul punct, adică a la a doua minus b la a doua egal cu a minus b pe lângă a plus b. Adică acesta este a la a doua și minus 1 este b la a doua. Și atunci noi vom scrie a minus b, adică n minus 9 minus 1 pe lângă n minus 9 plus 1, mai mic sau egal decât 0. Și de aici am obținut două relații, n minus 10 pe lângă n minus 8, mai mic sau egal decât 0. Avem două soluții, dacă egalăm n minus 1 cu 0, rezultă că n este 10 și n minus 8 cu 0 rezultă că n este 8. Dar atenție că avem semnul mai mic sau egal decât 0, deci va trebui să facem tabel de semne pentru că este inecuație de gradul 2. Și aici avem n, aici avem n minus 10 pe lângă n minus 8. Deci noi mergem de la minus infinit la plus infinit, punem soluțiile. 8 și 10, 0, 0, între rădăcini, semn contrarul lui n, n-ul este cu plus, deci punem semn contrar minus, iar apoi același semn. Și acum
Noi vom lua, pentru că ecuația noastră este mai mică sau egal decât 0, vom lua n aparține intervalului închis 8, 10. Da? Pentru că dacă este mai mic sau egal cu 0, luăm unde avem minus și luăm paranteză închisă, adică interval închis, pentru că este mai mic sau egal decât 0. Dar această soluție trebuie intersectată cu mulțimea numerelor naturale, pentru că n trebuie să fie număr natural, și atunci numerele naturale din acest interval sunt 8, 9 și 10. Și atunci aceste trei valori le poate lua n ca fiind numere naturale. Mergem și la subiectul 3 roman. Haideți să vedem. Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r și avem f de x egal cu x minus 1 supra x la a doua plus 3. Și va trebui să arătăm că f derivat are această formă. Haideți să-l derivăm pe f de x și vom avea x minus 1 supra x la a doua plus 3, totul derivat. Derivăm ca și cât f supra g și asta înseamnă x minus 1 derivat pe lângă x la a doua plus 3 și minus x minus 1 pe lângă x la a doua plus 3 derivat. Totul supra x la a doua plus 3 la puterea a doua. X minus 1 derivat, x derivat este 1, minus 1 derivat este 0. Deci vom avea 1 pe lângă x la a doua plus 3 și minus. Acum rămâne x minus 1 și acum vom avea ori paranteza derivată. X la a doua derivat este 2x și plus 3 derivat este 0. Deci va rămâne 2x. Totul supra x la a doua plus 3, totul la puterea a doua. Și vom avea x la a doua plus 3 și aici, atenție, desfacem paranteza și atenție la semne, minus 2x la a doua și plus 2x. Totul supra x la a doua plus 3 la puterea a doua. Și vom obține. Acum vom face termenii asemenea. X la a doua minus 2x ne va da minus x la a doua plus 2x și plus 3. Totul supra x la a doua plus 3, totul la puterea a doua. Deci sus am obținut minus x la a doua plus 2x plus 3 și noi sus va trebui să obținem descompusă ecuația de gradul 2. Și haideți să o luăm deoparte. Avem minus x la a doua. Haideți să dăm un minus factor comun sus. Și vom avea minus pe lângă x la a doua minus 2x minus 3, totul supra x la a doua plus 3 la puterea a doua. Și vom lua x la a doua minus 2x minus 3 și o vom descompune. Haideți să stabilim coeficienții. A este 1, B este minus 2 și C-ul este minus 3. Facem delta B la a doua minus 4AC, adică minus 2 la a doua minus 4 ori 1 ori minus 3. Și ne va da 4 plus 12, am obținut delta 16. Și x1, x2 va fi minus b plus sau minus radical din delta supra 2a, adică minus minus 2 plus sau minus radical din 16 supra 2 ori 1. Și ne va da 2 plus sau minus 4, totul supra 2. Și de aici aflăm x1 ne va da 2 minus 4 supra 2, adică minus 2 pe 2, adică minus 1. Și x2 va fi 2 plus 4 supra 2, adică 6 supra 2, 3. Și noi, dacă avem o ecuație de gradul 2, haideți să vedem. Dacă avem A, deci să scriem sus, deci ecuația noastră este de formă AX la a doua minus BX plus C, AX la a doua plus BX plus C, o vom descompune în A pe lângă X minus X1 pe lângă X minus X2. Și vom avea, în cazul nostru, avem cele două soluții, minus 1 și 3. Și vom putea descompune, au este 1, deci nu-l mai punem pe 1 din față și vom avea x minus 3 pe lângă x plus 1. Și atunci noi aici sus vom putea pune acest minus, să nu uităm, x minus 3 pe lângă x plus 1. Totul supra x la a doua plus 3. Totul la a doua. Și acum minusul ăsta îl introducem în prima paranteză și vom schimba. Și vom avea 3 minus x
pe lângă x plus 1, totul supra x la a doua plus 3, la puterea a doua și să verificăm dacă am obținut același rezultat și da, am obținut același rezultat. Punctul B. Va trebui să determinăm ecuația asimptotei orizontale spre plus infinit la graficul funcției. Deci asimptota orizontală facem simplu limită când x tinde la plus infinit, deci unde ne specifică, din f de x. Și vom avea limită când x tinde la plus infinit din f de x, adică x minus 1 supra x la a doua plus 3. Observăm că avem cazul infinit pe infinit, gradul de sus este mai mic decât gradul de jos și automat ne va da 0. Dar haideți să vedem cum demonstrăm acest lucru. Vom face limită când x tinde la plus infinit din și sus. Vom avea, îl dăm pe x la puterea cea mai mare factor forțat și vom avea x pe lângă 1 minus 1 pe x, totul supra x la a doua pe lângă 1 plus 3 supra x la a doua. Observăm că se simplifică x cu x la a doua. 1 pe infinit este 0, 3 pe infinit din nou 0 și ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne limită când x tinde la plus infinit din, aici rămâne 1 jos x, 1 supra x, adică 1 pe infinit care ne dă 0. Și atunci putem scrie y egal cu 0, ecuația asimptotei orizontale la plus infinit la graficul funcției. Deci y egal cu 0 este răspunsul nostru. Și la punctul C, va trebui să demonstrăm că minus 1 mai mic sau egal decât f de x plus f de y mai mic sau egal decât 1 pe 3. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Am scris ambele funcții, f derivat de x și f de x. Și când vedem inegalitate de genul, va trebui să egalăm automat pe f derivat de x cu 0. F derivat de x este 3 minus x pe lângă x plus 1, totul supra x la a doua plus 3, la puterea a doua egal cu 0. Egalând cu 0, ne mai rămâne doar partea de sus, adică 3 minus x pe lângă x plus 1 egal cu 0. Deci, fiecare paranteză o egalăm cu 0, 3 minus x egal cu 0, rezultă minus x egal cu minus 3, adică x egal cu 3. Și x plus 1 egal cu 0, rezultă x egal cu minus 1. Deci am obținut cele două rădăcini pe care le vom pune într-un tabel. Vom face intervalele de monotonie și punctele de extrem. Și aici este x, f derivat de x și f de x. Funcția noastră este definită pe r cu valori în r, adică merge de la minus infinit până la plus infinit. Haideți să ne... f definită pe r cu valori în r. Și acum vom pune cele două rădăcini, minus 1 și 3, 0, 0. Între rădăcini, semn contrar lui x și noi avem 3 minus x. Deci vom avea minus x la puterea a doua. Și atunci semnul lui a este minus și în paranteză punem plus, semn contrar. Iar apoi minus. Și acum, aici va trebui să calculăm f de minus 1 și aici vom calcula f de 3. Pe acest interval, funcția este descrescătoare, apoi vine crescătoare și descrescătoare. Și dacă avem săgeată în jos, săgeată în sus, asta înseamnă că f de minus 1 este punct de minim și f de 3 este punct de maxim. Și acum, haideți să scriem exact ce am spus mai devreme, adică x aparține intervalului minus infinit minus 1 închis, rezultă că f derivat de x pe acest interval este mai mică sau egal decât 0 și rezultă că f de x este descrescătoare pe acest interval. Acum, x aparține intervalului minus 1, 3, rezultă f derivat de x este mai mare sau egal decât 0 și rezultă că f de x este crescătoare pe intervalul minus 1, 3
Și mai avem x aparține intervalului închis 3 plus infinit deschis. Rezultă că f derivat de x este din nou mai mică sau egal decât 0. Rezultă că f de x este descrescătoare pe intervalul 3 plus infinit. Și am zis că va trebui să calculăm și f de 3, f de minus 1. Haideți să calculăm f de minus 1. Va fi minus 1, minus 1, totul supra minus 1 la a doua plus 3. Și ne va da minus 2 supra 1 plus 3, minus 2 supra 4, ne-a dat minus 1 supra 2. Și f de 3 este 3 minus 1 supra 3 la a doua plus 3, adică 2 supra 12, se simplifică prin 2 și ne-a dat 1 supra 6. Și atunci f de 1 este punct de minim, asta înseamnă că funcția f de 1 este punct de minim și asta înseamnă că f de x este mai mare sau egal decât f de minus 1. Și 1 pe 6 este punct de maxim și asta înseamnă că f de x este mai mic sau egal decât f de 3. Deci, asta înseamnă că f de x, deci funcția noastră, o poziționăm între minus 1 pe 2 și 1 pe 6. Și noi observăm că în relația pe care trebuie să o demonstrăm, deci noi trebuie să demonstrăm că, voi scrie aici ce trebuie să demonstrăm ca să vedem cum ajungem la această formă, deci trebuie să demonstrăm că minus 1 mai mic sau egal decât f de x de y mai mic sau egal decât 1 supra 3. Și noi, pornind de la relația aceasta, dedesubt putem să scriem același lucru pentru o altă funcție în y identică. Minus 1 pe 2 mai mic sau egal decât f de y, deci am schimbat doar variabila, supra 1 pe 6. Cele două relații le adunăm termen cu termen și să vedem ce obținem. Obținem minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 mai mic sau egal decât f de x plus f de y mai mic sau egal decât 1 pe 6 plus 1 pe 6. Minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 ne va da minus 2 pe 2, care vine minus 1 mai mic sau egal decât f de x plus f de y mai mic sau egal decât 1 pe 6 plus 1 pe 6 ne dă 2 pe 6, simplificat ne dă 1 supra 3. Deci mai mic sau egal decât 1 supra 3 și am obținut relația pe care trebuia să o demonstrăm. Deci cu ajutorul punctelor de extrem, tabelul de monotonie. Și ultimul subiect, avem o funcție f de x și la punctul A va trebui să arătăm că integrală de la minus 1 la 1 din f de x minus 1 supra e la x de x ne dă 0. Deci noi va trebui să înlocuim pe f de x cu funcția dată inițial. Și vom avea integrală de la minus 1 la 1 din 1 supra e la x plus x și minus 1 supra e la x. Totul de x. Observăm că se simplifică 1 supra e la x cu minus 1 supra e la x și vom obține integrală de la minus 1 la 1 din x de x. Integrală din x ne dă x la a doua pe 2, totul de la minus 1 la 1. Și vom avea 1 la a doua supra 2 minus minus 1 la a doua supra 2. Haideți să vedem 1 pe 2 minus 1 pe 2. Și am obținut 0, ceea ce trebuia să și demonstrăm. La punctul B, va trebui să demonstrăm că orice primitivă a funcției f este concavă pe intervalul minus infinit 0. Și haideți să definim primitiva, adică f mare definită pe R cu valori în R este o primitivă a lui f mic. Adică f mare derivat de x este f de x. Și haideți să facem acum f derivat de 2 ori de x. Deci îl punem pe f de x și îl mai derivăm încă o dată. 1 supra e la x plus x. Derivat. Da? Ce avem în paranteze este f de x. Și vom avea
1 supra e la x, să-l derivăm mai ușor, vom avea min, e la minus x și plus x derivat. Scriem sub forma aceasta. Și e la minus x derivat vom avea minus e la minus x și plus x derivat, care este 1. Adică putem să scriem din nou minus 1 supra e la minus plus 1. Și observăm că este mai mic decât 0. Deci oricare ar fi x aparține intervalului minus infinit, 0 închis. Și de aici rezultă că f este concavă pe intervalul minus infinit, 0 închis. Deci am demonstrat că funcția este, am mai derivat-o încă o dată pe f de x și am demonstrat că este mai mică sau egală decât 0. Iar punctul C, va trebui să calculăm integrală de la 0 la 1 din e de x ori f de x, adică 1 supra e la x plus x totul de x. Haideți să desfacem prima dată parantezele, integrală de la 0 la 1 din e la x ori 1 supra e la x și plus e la x ori x de x. În prima parte simplificăm e la x cu e la x și ne va da integrală de la 0 la 1 din 1 plus x ori e la x de x. Acum desfacem în două integrale și vom avea integrală de la 0 la 1 din dx și plus integrală de la 0 la 1 din x ori e la x. Integrală din dx ne dă x de la 0 la 1 și plus. Și acum, această integrală trebuie să o luăm deoparte și să o facem, să o integrăm prin părți. Și atunci vom nota cu f pe x, rezultă f derivat este 1 și g derivat o vom nota cu e la x, rezultă că g, adică integrală din e la x, este e la x. Și vom avea x ori e la x, f ori g. X ori e la x, de la 0 la 1 și acum minus f derivat ori g. Adică 1 ori e la x ne dă e la x dx, de la 0 la 1. Haideți să calculăm. Haideți să vedem cu cât este egală această integrală. Îl înlocuim pe x cu 1, vom avea 1. Și acum îl înlocuim pe x cu 1 și cu 0. O 1 ori e la 1 minus 0 ori e la 0. Și acum minus integrală din e la x ne dă e la x de la 0 la 1. Și vom avea 1 plus e minus 0 minus e la 1. Și atenție, avem minus cu minus, va face plus e la 0. Și ne va da 1 plus e minus e și plus 1. E cu e se reduce și am obținut integrala noastră, care este egal cu 2.